Isabela Vasileu Scriaba, Mircea Ciobanu sau poet la vremea lui Ahab. Într-un fragment din Praznicul Mare, amplu poem încifrat de Mircea Ciobanu, așezat și la începutul istoriilor, ne pare a fi înfățișată risipirea rodului spiritualității interberice românești, asemuită cu mormane de struguri lăsați în părăsire după un presupus cataclism. Mustul scurs din grămezile abandonate, asemănate unui imens cadavru deasupra căruia plutesc, precum deasupra locurilor unde au fost îngropate comori, flame spectrale, ar fi ajuns în ape freatice și de acolo în fântâni și iazuri. Din imensul stârf țâșnesc păsări cu zbor turbat. Ceața de alcool străveziu naște legiuni de viermi roșii care ivesc legiuni muribunde de fluturi. Vezi Mircea Ciobanu, Praznicul Mare. Marian Popa, în cel de-al doilea volum al eruditei sale Istoria Literaturii, nu-i vede înțelesul așa cum l-am decriptat mai sus. În opinia sa, poetul ar descrie realități neinteligibile, prezentate relațional în cheie ermetică. Ori, tema împărtășirii din rodul spiritualității românești interbelice apare și în Dies Irae, poezie pe care probabil însuși Mircea Sandu Ciobanu i-a sugerat-o anglistului Dan Duțescu să o traducă în engleză, știindu-l talentat traducător de poezie. Dies Irae a fost încadrată în ciclu Suită pentru ieșirea din noapte, din antologia alcătuită de autor când împlinise 50 de ani. Vezi Mircea Ciobanu, Patimile, editura Eminescu București, 1991. Antologia din 1991 cuprinde versuri din Imnuri pentru nesomnul cuvintelor, publicate în 1966, din volumul Patimile, apărut în 1968, din Etica, publicată în 1971, din Cele ce sunt, 1974, din Vărsătorul de plumb, volum apărut în 1982, cu titlul Versuri, din Vântul Ahab, 1984, și din Viața Lumii, 1989. Ciclul dedicat ieșirii din noapte se referă la ieșirea din noapte a abrutizării ideologice orchestrată de paznice sclavii intelectuale din comunism, precum proletcultistul Paul Cornea, de etnie evreiască, fost secretar al semi-analfabetului Ioșca Chișinevski, supranumit Țarul Culturii Române. În ziua Marii Judecăți, Dies Irae, scriitorii români de după 1945 nu vor fi întrebați câte cărți au scris, doar ce au pus în ele, cum remarcase însăși filozoful Constantin Noica. O întrebare mai mult decât delicată, ea având darul de a scoate la iveală impostura activiștilor comuniști, plasați după criterii extraculturale, în rând cu mari scriitori ai culturii noastre. Pe exilatul Horia Stamatu, editorul Mircea Ciobanu ar fi vrut să-l publice în întregime spre a face un mare bine culturii românești, cum scria el într-o scrisoare din 1995, publicată în revista Viața Românească, numărul 10, din 2009. Desigur, fără să știe cât se apropie de părerea lui Virgil Ierunca despre acest poet. Citat, și în exil, și în țara regăsită mâine, poezia lui Horia Stamatu va sfinți locul și vremea
împlinind sorocul spiritualității românești, hărăzită să dăinuie prin jertfe ciclice. Încheia citatul. Admirându-i generozitatea și rafinamentul cu care a descoperit cele mai multe talente în comparație cu alți editori, Petre Angel consemnase în 2013 că, citat, Mircea Ciobanu își iubea scrisul și, lucru rar, iubea în aceeași măsură și scrisul altuia. Încheia citatul. Focul are în poezia Dies Irae o dublă trimitere, la început către spirit viu, care arde din tomurile vechi, iar la sfârșit către focul cel veșnic în care ard păcătoșii la locul scrâșnirii dinților. Ziua judecății e sugerată de Mircea Ciobanu printr-o rupere de planuri, dublată de o substituire a subiectului, cum ades se întâmplă în vis, când nu se mai poate preciza cine acționează și cine suferă acțiunea. La început, visul coșmar se conturează în jurul tomurilor, iradiind lumina spiritului, cărța căror duhoare de vechitură pătrunde în vis. Prin desele răsfoiri ale valoraselor scrieri de odinioară, autorii lor prind viață. Ei devin chiar capabili să genereze viață, să dea altoiuri în resturi de atingere îndelungată. Numai că viața împrumutată de la cititori nu durează prea mult. De aici comparația cu acea iluzie de viață pe care o dă mișcarea cadavrelor arse în crematoriu, comparație prin care marele poet face trecerea de la foc, spirit, viață, la rug, moarte, pedapsă. Brusc începe coșmarul sufocării din timpul arderii pe rug. Supliciul de la ziua judecății fără de scăpare se petrece sub privirile mustrătoare ale dreptilor temuți părinți. La marea judecată care va veni, scriitorii autentici, precum Ion Barbu sau Horia Stamatu, care a scris în Prodromos 1965 despre Ion Barbu, textul intitulat Ochean, iar în februarie 1984, o excepțională descifrare a poeziei Mod, căreia îi propune și o tălmăcire în franceză, vezi revista Convorbiri Literare, mai 2014. Va fi pedepsită cu dreptate impostura caracteristică vremurilor de secetă culturală, când adevărații creatori au scris doar pentru vânt, pentru limba și rarița lui, neștiutoare de semne. Citat din Vântul Ahab. Ca în toate surprinzătoarele sale interpretări ale unor motive de largă circulație, o mănăstire Argeș, care noaptea nu se mai năruie, ci se construiește singură, un Don Quixote blestemat la sfârșitul vieții pentru că i-a lipsit eroismul stăruinței, sau un Adam care, imaginat scriitor, ar numi lucrurile cu puterea pecetluitoare a cuvintelor, scoțându-le astfel din matca ștearsă a simbolurilor, poetul Mircea Sandu Ciobanu răstoarnă perspectiva din cântarea religioasă Dies Irae. În locul îndurării solicitate Domnului nostru Iisus Hristos la trecerea Marului Prag, el imaginează condamnarea înșelătorilor, trăind cu frica de rug, cu teama că nu vor scăpa nepedepsiți pentru impostura lor. În viziunea grea de sens a risipirii rodului spiritualității interperice, când proletcultistul Iosif Kishineski, alias Ioșca Broitman, devenise țarul culturii românești, roșul legiunilor de viermi nu mai trebuie explicitat.
Extrem de transparent e comunicată și ideea zborului, fără perspectivă, a mulțimii de fluturi muribunzi ieșiți din viermii cei roșii. Dar iată și poezia. Ah, am văzut mai demult, într-o repede amiază de toamnă, nu prea departe, spre vii, părăsite gorgoane de struguri, mustul sub ele băltind îmbuibase pământul. Galbene seve și roșii, trândave seve săpaseră șanțuri pe clinele văii. Cheaguri cât palma zvâcneau și dospeli înspre iazul din vale. Iazul din vale creștea, apele lui îndoite cu must le-am văzut răsuflând peste maluri. Drojdie sporul de must se făcu peste ape. Apele fierb, nu doar apele fierb, chiar și fântânele fierb în adâncuri, chiar și pe fundul canalelor freamătă mâlul. Astfel strigam pe când dulcile dealuri de struguri scădeau sub rotirea însetatelor stoluri. Ca dintr-un mare cadavru vedeam înălțându-se păsări cu zborul turbat, cețuri de alcool străvezi, legiunile viermilor roșii fluturi nășteau, legiuni muribunde și flame spectrale. Încheia citatul, Mircea Ciobanu, Praznicul Mare. În eseul Mircea Ciobanu, Nedormitul, universitarul Petre Anghel trece informația foarte prețioasă că poetul știa scriptura ca nimeni altul și când alții se fereau să spună dacă au intrat vreodată într-o biserică, el nu se sia să mărturisească o credință anume în Dumnezeul cel viu. Citat din Petre Anghel. În poemul Scrib în Amurg, lumea abrutizaților din vremea tiraniei poliției politice capătă înfățișări monstruoase cu o viță de vie devenită fiară ce crește urlând fără ca nimeni, adică niciun alt om în afara scribului ce scrie în Amurg, să fi rostit vreun cuvânt împotriva creșterii ei. Conjunctura propice o face să câștige tot mai mult teren, parcă spre a obloni cât mai bine orice deschidere spre lumea lui Dumnezeu, în care scriitorii își fac meseria la palida lumină a lămpilor cu uleiul împietrit. Viza sălbatică, crescută pe înaltele turnuri, ajunge să împiedice până și pătrunderea luminii în găurile din zid destinate ferestrelor. Asemănarea rețelei pe care o construiește planta fiară cățărătoare cu gratiile de pușcărie, în care fusese transformată după Ialta anului 1945 întreaga țară, este evidentă. Citat. Iată, s-a înfipt în canaturi și în timp ce coboară, face grilaje și tainice noduri. Fereastra odăii de scris stă sub o umbră mai deasă acum decât norul de-aseară. Încheia citatul. Limpede apare și sensul prorocirii după care cuvintele nu-și voi mai putea păstra multă vreme menirea lor de a comunica prin ele adevărul. Scriitorii trebuie să se grăbească, fiindcă timp mult nu le-a mai rămas, să poată consemna că, citat, afară lumina încă se cheamă lumină, amiaza numele nu și-a pierdut. Citat din Mircea Ciobanu, Scrib în Amurg, din volumul Vântul Ahab, 1984. Într-un articol intitulat Poezia lui Mircea Ciobanu, partea de prorocire rămâne neobservată de universitarul clujean, care decriptează în registru optimist recomandat criticii oficiale dinainte de 1990
că invazia plantei fiară ar părea pusă față în față cu, încitat, încrederea în lumina de afară corespondentă seninătății de spirit. Încheia citatul, vezi articolul Poezia lui Mircea Ciobanu în revista Viața Românească 2010. Pe 14 iunie 1975 era îndosariată de securitate opinia editorului Mircea Sandu Ciobanu despre posibilitatea romancierilor de a spune acele adevăruri pe care istoria oficială le ocultează, iar când nu mai poate să le ascundă, le deformează. Scriitor subtil, însuși Mircea Ciobanu încifrase în opera sa unele adevăruri istorice despre îndelungata exterminare prin schingiuire a deținuților politici. Solzhenitsyn, născut în 1918, avansase ca număr de victime ale comunismului sovietic 65 de milioane. Gorbaciov le-a micșorat la 40, în timp ce Courtois, coordonatorul Cărții Negre, mărturisea următoarele. Vous n'imaginez pas le travail acharné qui m'a coûté même les 20 millions pour les faire accepter par mes collaborateurs, tous comme moi, anciens admirateurs de l'URSS. Încheia citatul. Mircea Ciobanu s-a încumetat a descrie în romanul Martorii chiar și dansul torționarului Țurcanu pe toracele și stomacul tăcutului poet-filozof Constantin Oprișan, dans al torționarului încuvințat de colonelul Ștrul Mauriciu, comandantul securității regiunii Ploiești, care hotăra cine să fie dus în camera de tortură, cât să dureze aceasta și ce metodă să fie folosită, așa cum aflăm de la istoricul Rădulescu Zoner, autor al textului intitulat Poporul Român Antisemit, din revista elvețiană Căminul Românesc, iunie 2011. Iată cum descrie Mircea Ciobanu în romanul său de debut din 1968, dansul torționarului de la închisoarea din Pitești. Citat. Cel care a lovit începe să-l calce în picioare pe omul care nu strigă, ci numai zvâcnește la fiecare izbitură în coaste. Zvâcnește și cât ar da să-și poată ascunde capul cu gât cu tot în cavitatea toracică. Capul umflat se face ținta ultimii lovituri de bocanc. Încheia citatul, Mircea Ciobanu, Martorii, editura Carta Românească, 1973. Despre exterminarea românilor după gratii, care a durat două decenii, 1945-1964, istoricii de genul informatorului de securitate Lucian Boia, a cărui producție pseudoștiințifică este mediatizată în mod excesiv, nu numai prin vitrinele librăriilor, ci și pe Wikipedia, unde în ianuarie 2015 apăreau reproduse coperțile cărților sale, n-au suflat studenților niciun cuvânt jumătate de secol, amploarea crimelor fiind și azi ascunsă, mai cu seamă în confiscata enciclopedie Wikipedia.ro, pe care criptocomuniștii o feresc să nu se abată de la normele falsurilor istorice cu care a definat jumătate de secol ideologia statului polițienesc. Categoria de martir al temnițelor comuniste e șteasă instantaneu de mafia din umbra Wikipedia.ro, nu pentru că n-ar fi existat asemenea martiri, ci din grija de a nu simpatiza cu sutele de mii de victime ucise după gratii. Profitorii regimului comunist
sunt cei care după 1990 n-au fost la Roma să facă mea culpa. Vezi Mircea Ciobanu, veac 20 la capăt. Ei cu clientela și urmașilor au pângărit până la capăt secolului 20, citat veac păcătos cu demon stând la pândă, cu tineri delatori pășind agale pe urmele bătrânilor lor dascăli. Încheia citatul, Mircea Ciobanu, veac 20 la capăt. Autorul acestei poezii descriptive nu poate fi socotit ezoterizant al irelevantului, cum scria Marian Popa despre Mircea Ciobanu, ideile ei nepunând probleme de interpretare. Mai ales dacă ținem seama de așa zisele schimbări aduse de căderea dictaturii comuniste, schimbare prin care proletcultistul Paul Cornea a fost cocoțat în preajma lui Mihai Șora în 1949, fost consilier a Annie Pauker, care era ministru de externe. După împușcarea ceaușeștilor, Mihai Șora a devenit ministru al învățământului exact în perioada când elevii români au fost dați afară din școlile pe care minoritarii unguri le doreau din nou maghiare, așa cum fuseseră ele în cei 4 ani de după dictatul de la Viena. Mircea Sandu Ciobanu scria în 1991 unui prieten din Franța că în România zilele curg tulburi la vale, încă nu e bine și cred că multă vreme nu va fi. Simt iarăși ridicându-se în jurul nostru ziduri. 11 mai 1991. Ori poetul știa că după răzmerița sinucigașilor din decembrie, timpurile deveniseră cum nu se poate mai bune, atât pentru bătrânii delatori din vremea stalinismului, precum Silviu Burcan, cât și pentru cei reuniți în jurul său, deciși a păși agale pe urmele proletcultiștilor îmbătrâniți. În calitate de romancier, Mircea Sandu Ciobanu scrisese în anul de grație 1968 despre liantul fricii, care înlesnește procesul de integrare al indivizilor într-un organism unitar, despre dificultatea de a simpatiza cu victimele care nu sunt rubedenii sau cunoscuți, despre memoria mulțimii care n-are bătaie lungă, observând cum rațiunea îmblânzită învață să contemple cele mai dezgustătoare alterări ale înfățișării umane. Citat din Martorii, 1968. Cu o rară luciditate, el și-a pus în jurnalul nepublicat problema statutului de martor prin întrebarea care a rămas nedezlegată. Până unde ți se îngăduie să vezi ca și când n-ai vedea, să auzi ca și când n-ai auzi? În Trapezund, poezie pe care Marian Popa o transcrie în 2 variante, Mircea Sandu Ciobanu sugerează pragul disperării. Bolnav de viață fi altul și chiar trecerea pragului vieții, verificată de torționari prin apropierea de gura unui oglinz. Ceața gurii la ceasul oglindirii. În timpul bestialelor anchetări a unor oameni nevinovați. Varul e singura părere de zăpadă. Descifrarea din 2010 propusă de Ion Pop în Viața românească ne pare greșită. Pentru acest critic literar, născut în 1941, ceasul oglindirii ar reprezenta o conștientizare a situației tragice. Eroarea criticului provine din faptul că el n-a ținut seama de viziunea netragică asupra vieții și morții pe care o avea Mircea Sandu Ciobanu, scriitor profund credincios.
Neinspirată ne pare și presupunerea lui Ion Pop, conform căreia o închisoare medievală în mediul bizantin ar fi ușor identificabilă. Pentru Nicolae Manolescu, Thomas, cavalerul în armură, ar simboliza omul pus la încercare în forma ei cea mai imediată, tortura fizică. Presupunerea criticului Ion Pop, după care în poezie s-ar ghici și o aluzie la Calvarul Cristic cu tragerea la sorța cămășii osânditului, este de asemenea lipsită de temei, deoarece pentru un adevărat creștin, boala de viață e crucea lui. A put părintele Arsenie Boca, pe care e nevoit să o parte, oricât de grea i s-ar părea. De fapt, tocmai poezia trapezând ocolește sensul religios, disperarea fiind un păcat de neiertat în creștinism. Doar din afara statului concentrațional comunist, Mircea Eliade a putut conferi un sens religios morții prin tortură, cu trimitere transparentă la mitul mioritic. În noaptea de Sânziene, faimosul istoric al religiilor redimensionează moartea ca trecere martirică în lumea de dincolo a lui Dumnezeu. Față de imaginea unui închisori medievale, cu mult mai les neidentificabile sunt temnițele comuniste, de care poetul Mircea Ciobanu aflase, foarte probabil, din experiența avută pe șantierele de construcție, unde, ajutați de Dumnezeu să scape cu viață din iadul închisorilor politice, lucrau ca simpli muncitori, licențiații dinainte de distrugerea învățământului și a culturii interberice. Perioada când a lucrat alături de tatăl său pe șantiere, unde contactul cu supraviețuitorii regimului de exterminare din închisorile comuniste era greu de evitat, i-a oferit totodată prilejul de a se sustrage contaminării cu ideologia ocupantului sovietic îndesată în capul tinerilor prin licee și în universități. După vreo 4-5 volume de poezii, proză eseistică și roman, într-o dedicație, Mircea Ciobanu se percepe pe sine transformat în copac. Întâi se gândise la trupul său ca la o armură. Pe 11 februarie 1972, a scris pe volumul Armura lui Thomas și alte epistole că trecuse o vreme când el nu-și dăduse seama că armura are lăstari la toate încheieturile și se făcu un copac. Lucru care l-a determinat să uite de corpul propriu văzut ca armură, ca pavăză în statul închisoare în care trăiește. În ce privește titlul de trapezund, acesta ne pare mai degrabă a indica Imperiul Morții, în care deținuții politici coboară după inimaginabile schingeri. Fiindcă trapezuntul poate fi și indiciu pentru Imperiul Sovietic, care după Ialta anului 1945, spre a aduce și menține sub ascultare societatea românească, a folosit nu doar mijloace subtile ideologice, cât mai ales mijloace teroriste, închisori și lagăre de exterminare, cum scrisese istoricul Șerban Papacostea în primul număr al suplimentului de istorie a cotidianului. Mircea Eliade considera libertatea corelată direct cu îngrădirea sau chiar anularea ei și prima libertate anulată de torționarii sufletelor și trupurilor fusese în comunism libertatea de a povesti pătimirea în temnițele politice a 2 milioane de români, pătimire transformată de torționari în secret de stat. Despre ciclul Patimile, volumul cu același nume, Nicolae Manolescu semnala că e bazat pe ideea de încercare
în forma ei cea mai imediată, tortura fizică. Înainte de 1990, erau confiscate de securisto-comuniști memoriile foștilor deținuți politic, așa cum confiscat i-a fost și lui Noica volumul trimis de Remus Radina și chiar propriile sale amintiri de după Grati. Mulți n-au putut desprinde adevărul istoric cu privire la ultima jumătate de secol a istoriei noastre din masa de falsificări grosolane sau subtile ale ideologilor regimului comunist. Ideologi, între care s-au aflat atât Henry Wald, maestrului liceanu, cum spusese Noica, cât și Silviu Burcan, inițiatorul grupului de dialog social. Iadul comunist al exterminării fizice, înfățișată în Trapezunt, este descris cu mare curaj și subtilă inteligență la vremea când scutchierii ideologici, după Șerban Papacostea, acea armată de falsificatori a istoriei din trecutul apropiat, reprezentau instrumentul puterii sovietice și paznicul fidel al cămășii de forță pe care puterea sovietică a impus-o societății românești. Citat din Șerban Papacostea. Așa cum oamenii cu turbane indicau pe frescile Voronețului și altor mănăstiri din Bucovina sau din alte părți turcii cu care se luptau în vechime românii, la poetul Mircea Sandu Ciobanu, statul turcesc Trapezunt, succesor al Imperiului Bizantin, indică fără doar și poate puterea sovietică. O decriptare a poeziei Trapezunt se găsește și într-un doctorat condus de proletcultistul Paul Cornă. Acesta, printr-o perfectă impostură, ar vrea să pară specialist în niște scrieri la care nu a avut niciodată acces. Din teza coordonată de fostul stalinist, aflăm că cetatea Trapezunt și-ar pierde individualitatea căpătată odată cu numele ei ca să poată deveni semn pentru lumea întreagă. Interpretarea inventează, fără nicio legătură cu versurile de interpretat, că viața ar fi o boală, o părăsire de sine în capcana timpului. Poetul ar descrie, vezi, Doamne, suferința părăsirii de sine, care promite eliberarea din capcana timpului prin desprinderea de trup. Sub cetate s-ar descinde în infern, aici fiind o zonă a meandrelor în care coboară un presupus condamnat, iar această coborâre este un supliciu. Instrumentele torturii sunt la nivel simbolic treptele pătimirii ale suferinței desprinderii de trup. Citat din Identitate și disoluție, introducere în opera lui Mircea Cioban. Viața devine o boală a cărei vindecare ar fi ieșirea de sub dominația timpului. Mai stă scris în teza despre opera lui Mircea Cioban. Ca și interpretarea eronată a acestei poezii propusă de Ion Pop în articolul Poezia lui Mircea Ciobanu, din revista Viața Românească 2010, Ceasul oglindirii devine în lucrarea de doctorat momentul revelatoriu suprem al cunoașterii de sine. Introducere în opera lui Mircea Ciobanu, teza de doctorat condusă de proletcultistul Paul Cornea, ne pare morală într-o accepțiune inedită propusă chiar de Mircea Ciobanu. Citat, este imoral să scrii cărți bune într-o epocă a răului. Este o falsificare istorică. Ar trebui să scriem cărți proaste care să fie pe măsura timpurilor în care trăim. Încheia citatul. Poetul Mircea Sandu Ciobanu, cu o tehnică a încriptărilor mai greu de dibuit de cenzura statului polițienesc comunist, enumeră în Trapezunt chiar și unelte de torturare,
verigi și clești, rețele strânse lanțuri a deținuților politici, a căror strigăte de durere umpleau spațiu spre cheile cupolei, răspicat ecou de strigăt. În opinia lui Ion Pop, cele patru călătorii ale strigătului osânditului spre bolțile cupolei ar fi echivalentul metaforic a celor patru schimburi de gărzi din Evul Mediu, ceea ce e pură fantezie, nesprijinită pe nimic. Iată poezia în a doua ei variantă. Împins de glasuri, dat pe mâna serii, coboară treapta întâi, sub trapezunt, dreptatea coridoarelor te alungă, ungherele te întâmpină și varul pe care îl ștergi cu umerii pe ziduri e singura părere de zăpadă a fricului din aer. O, meandre, la locul zis al tragerii la sorți, te așteaptă ei cu gleznele în lagună și ce va fi e suma împletirii. Și ce va fi e suma celor patru călătorii spre cheile cupolei a unui răspicat ecou de strigăt. Verigi și clești, rețele strânse, lanțuri, acolo unde viu cadranu spune, rotirea în loc și întoarcerea la curbă, bolnav de viață fi altul și ceața gurii altuia să lase alt semn că e la ceasul oglindirii. Încheia citatul Mircea Ciobanu Trapezunt din volumul Patimile, ediția a doua 1979, ediția a întâi 1968. Lui Marian Popa îi scapă luminarea înțelesului prin adăugarea în cea de-a doua variantă a două versuri cuprinzând ideea de puritate morală, de nevinovăție, indicată de albul varului și al zăpezii. El ratează putința descifrării, descifrare care desigur i-ar fi periclitat tânărului autor de 28 de ani libertatea, cariera de scriitor și chiar viața. Istoricul literar Marian Popa este de părere că cele două variante ale poeziei Trapezunt pot fi considerate poeme autonome, trecând cu vederea indiciul pe care Mircea Ciobanu îl oferă pe tavă criticilor săi atunci când consemna cât efort a depus pentru a trimite înțelegerea semenilor pe o pistă eronată. Citat din întâia necontenită epistolă. Atenta folosirea cuvintelor, la vremea așteptării unei dezlegări, vezi scena de început cu pantofii nepotriviți celui care îi poartă din așteptându-l pe Godot, în engleză a fi în piele altuia, traducându-se cu be in another person's shoes, transpare și dintr-un volum apărut în 1982 din versuri cu trimitere la piesa Becketiană. Tot așteptându-te, asta și facem, Melisos. Punem deoparte cuvinte, multe s-au strâns în unghierele gurii, puține scăpară pe limbă. Fălcile noastre încleștate, paznice două, ne sunt la o singură scundă strâmtoare. Citat din poezia Melisos. În lucrarea de doctorat este menționată prefața scrisă de Mircea Ciobanu la volumul Eminescu Poezii, București 1991, prefață în care Ciobanu ar mărturisi indirect sacrificarea variantelor în scopul precis de a o găsi pe cea ideală. Astfel se vădește prejudecata lui Marian Popa despre lipsa unui grad superior de explicitare și despre diferența pur cantitativă a variantelor poeziei Trapezunt. Ajuns la concluzia frustrării informaționale
în volume textite cu banalitate solemnă, fluentă și pură, eruditul critic se arată căzut în cursa întinsă de marele poet și romancier Mircea Sandu Ciobanu, care scria la 28 de ani cititorilor săi, dispuși din felurite pricini să-i răstălmăcească opera, că autorul interzice posibilitatea interpretării, face de prisos divagația și comentariu creator. Citat din Mircea Ciobanu, Martorii, Cartea Românească, 1973. În cursa întinsă de Mircea Sandu Ciobanu, care a dat limbii române o strălucire diamantină, apreciere îndepărtată în wikipedia.ro, îi aflăm căzuți pe toți wikipediștii care s-au împotmolit în spinoasa problemă a conjugării verbului a fi, unii scriind că Mircea Sandu Ciobanu a fost, alții că este poet, prozator și eseist, cu toții fiind însă de acord că poezia lui Mircea Ciobanu, de la Patimile, e, citat, pură incantație muzicală, nemai urmând un sens anume. Vezi fișa Mircea Ciobanu din wikipedia.ro cu variante intermediare din 2006 până în 2014. De 8 ani de zile, wikipediștii români gândesc la unison că odată cu volumul Patimile, critica a intrat într-o criză de interpretare. Din impas, ea n-a ieșit nici prin titulatura de doctor în opera lui Mircea Sandu Ciobanu, făcută posibilă de proletcultistul ce-i fusese lui Ioșca Chișinevski, șef de cabinet, la vremea când nenumărați scriitori români erau trimiși după gratii pentru vin imaginare. Din criza de interpretare, critica n-a putut fi scoasă nici de universitarul clujan Ovidiu Pecican, foarte activ pe wikipedia.ro, istoric veleitar, care, sub pseudonimul Dedi, nu uită că năsăudeanul Nicolae Drăganu s-a născut în Imperiul Austro-Ungar, în schimb, uită că lucrarea din 1933 a istoricului Nicolae Drăganu, interzisă în Ungaria, despre răspândirea românilor între veacurile 9-14 în Transilvania și în Panonia, până la lacul Balaton, a fost premiată de Academia Română. Tot pe Cican îi uită năsăudeanului Nicolae Drăganu și titlul de academician, precum și colaborarea cu Virgil Șotropa, din 1943, membru de onoare a Academiei, istoricul care Drăganu a scos între 1924 și 1940 cele 28 de volume ale Arhivei Someșene. Din criza de interpretare în care a eșuat decenii de-a rândul critica poeziei acestui creator autentic, n-a fost salvată de wikipediștii, interesați nevoie mare de pura incantație a unor versuri memorabile. Citat, am fost poet în vremea lui Ahab, stam între dune, scriam pe nisip, doar pentru vânt, pentru limba și rarița lui, neștiutoare de semne. Încheia citatul Mircea Ciobanu, Vântul Ahab.